Acum trebuie să tund gardul viu ca să fie destul de dens și să acopere. Dacă ați plantat toamna, atunci nu mai trebuie să tundeți până primăvara. Primăvara însă trebuie să tundeți înapoi la 15 cm deasupra solului. La plantarea în primăvară puteți să le tundeți imediat după plantare. Este bine să faceți acest lucru din două motive. În primul rând, planta poate să se concentreze pe înrădăcinare și în al doilea rând o să se ramifice deja de la 10-15 cm deasupra solului ca să aveți un gard viu dens și frumos.